Băi, nu știu dacă știți pe copiii aia care făceau Rebattle, bine, nu știu dacă se numește Rebattle, chestia aia mai multe of the dom, bine, tot pe acolo e, adică e aceeași chestie. Aia de la Urban Groove de Bahoi, tipul ăla care cică face și el of the dom, și a pus acolo niște copii mici, frate, care se înjură aiurea, bă, efectiv aiurea, puteți să vedeți și voi acum. Da, bă, ceva de genul au făcut și ieri, că eu de obicei noaptea stau pe surf și bine, și dimineața mai stau. Dar ieri, pe la ora 4 dimineața, eu eram pe surfplayarena.ro, un server pe care joc eu de obicei de surf, și intru acolo și îl văd pe Iordan și pe ăla, pe cum îl cheamă, mă, nu știu, era încă un tip DJ, habar n-am cum. Bă, vere, și au început să dea rebattle. Bă, vă jur că exact ca tipii ăștia. Bine, cu dume mai bune decât stau la o terasă și mă gândesc la tarasă. Dar, totuși, nu știu, puteți să vedeți voi acum cum a fost totul. Eu dau? Bă, de cine să mă iau pe aici, că nu-i mai nimeni talentant ca... A, de fapt, știți ce facem? Nu pun videoclipul, adică gen cum am jucat CS:GO și cum mi-am filmat. Pun direct videoclipul cu aia de la Urban Groove și vocile lui Iordan și ale lui DJ peste, să vedem ce iese. Bă, de cine să mă iau pe aici, că nu-i mai nimeni talentant ca mine. Mă doare fix în pulă, dau rime, ești nebun la cap. Eu fac beatbox, am 200 de chile și mă dau pe rampă, parcă am luat pastile. Sunt pe live aici, hai mi-l filmează, să vadă tot YouTube-ul și o țară întreagă. Ok, vă jur că e super amuzantă chestia asta și acum vine și tipul celălalt DJ, nu știu cum. Și o să vedeți ce dume îi dă. Bine, cred că îl face pe Iordan, chiar nu știu dacă îl face, dar știu că la prima parte l-a făcut Iordan și după l-a făcut tipul ăla, hai să vedem. Iordan, lui, frate, nu o dau gură, dați-o la mine că am pula cam dură. S-ar putea să te doară, frate, când te bag, dar imediat eu o să și trag. Dar nu tot ții mult, frate, știu că te doare tare, nu tot ții mult și te trimit la culcare. Ok, și cam asta a fost prima rundă. Pentru că da, e pe CS și era la ora 4 și probabil și era obosit și n-aveau alte dume. Însă urmează a doua rundă unde mie mi se pare că băieții au dat-o super genial. Mai ales la faza cu grădinița, o să vedeți imediat. Vreți să mă trimiți la culcare, băi prieteni, ascultă bine, pe la 7 și ceva te duci la grădiniță, rude, ești nebun la cap, dă-te-n pula mea pe aici, așa, du-te pe rampă, hai pleacă tu în pula mea. Când scoap curvă penală și mă repet din nou, parcă ai luat câteva pule în gură ca să faci un show, ești nebun. Hai că eu sunt cu Haimen, băi, filmează asta cum dau muie. Băi, să fim sinceri, mult mai bine decât în prima rundă, fratelor, și faza aia cu grădinița, o să vedeți ce rect mare și a Iordan la faza asta de la DJ tipul ăla, nici nu știu să-i pronunț numele, DJ Vert, ceva cu H, J, K, P, H, P, nu mă interesează, dar să vedeți acum ce rect și a. Frate, hai, ascultă-mă, merg la grădiniță să te duc pe tine, bă. Băi, sincer să fiu, mi se pare cel mai șmecher rect pe care l-am văzut vreodată. Bine, am mai văzut recturi și prin alte battle MC-uri, dar de la mai reale, adică ăsta e pe CS. În fine, băi, nu știu, e genial toată chestia asta. Merg la grădiniță, frate, uite-te la tine. Ești copil, da, frate, prostul. Nu o dau cu tine, în fine. Dar nu am, frate, ce să dau, că te fac pe loc. Da, frate, eu dau rime din cap, îmi dau non-stop. Da, mă cur, dar nu e nicio problemă. Uite imediat, dacă mă supăr, te scot din schemă. Bă, și pentru că probabil vreți să mai vedeți ce au mai făcut acolo of the dom, vă mai las câteva părți, adică puține, însă nu prea sunt chestii wow, să zici că uite ce a zis-o. Dar totuși, frate, la ora 4 dimineața îți dai un rebattle pe CSGO, pe un server de surf, mi se pare ceva super ca lumea. Dacă vreți, intrați și voi acolo și dați rebattle cu cine vreți, că o să vă bag eu beat-ul. Hai, că măta probabil e curvă, dar vei ca să ne demonstrezi că și tu ești la fel, bă, ești nebun. Hai, mă duci după mine la grădiniță, că eu sunt un copil, dar am mintea cam mică. Păi eu dau rime pe loc din când în când acum, asta-i cronometrat 2 minute și-ți dau ura aici. Frate, la fel dau și eu, uită-te la tine, poate le știi după dume pun rod. Dar frate, știi că dau cu flow, nu dau cu flow, dar oricum o dau mișto, dar nu dau cu flow. Frate, te iei de mine cum cânt, uite, pe băieții ăștia eu acum îi încânt, da, frate, nu te jur, nu sunt așa, nu te jur, frate, da, du-te-n pula mea.
A, nu te înjur, frate, dă-te în pula mea. Ok, băi, băi, da, știu că episodul ăsta nu știu dacă a fost scurt sau lung, însă să știți că a fost și un bonus, între ghilimele, așa, pentru că, bă, fraților, nu știu să zic, vă iubesc pe tot și chiar vreau să vă mulțumesc pentru că strângem foarte multe like-uri pe videoclip. Și dacă am atins suma de 30.000 de abonați, nu m-am mai uitat. Și dacă mai vreți episoade de gen, nu uitați că trebuie să apăsați decât butonul de like și dacă se fac 1000 de like-uri, chiar nu-mi dau seama cum creștem noi atât de repede, adică sunteți genial, bă, mersi super mult. Da, și dacă v-a plăcut acest episod minunat, nu uitați să-i dați și share pe Facebook să vadă și prietenii voștri cât rap battle a fost acest nu știu cum să-i zic, dar îi dați voi acolo un nume. Hai și noi ne auzim data viitoare, ciao!